Bună ziua! Pe parcursul lecțiilor precedente, atunci când am vorbit despre Grecia antică, întreagăt am pomenit noțiunea de polis. Astăzi vom învăța ce înseamnă polisul, vom încerca să explicăm cum s-a creat și care sunt componentele unui polis și, de asemenea, vom vedea care a fost evoluția poliselor, astfel încât în secolul 8-6 înainte de Hristos, grecii vor realiza marea colonizare greacă, un proces care a fost strâns legat de evoluția poliselor grecești. Eu sunt Lucia Caciucrușoru și vă propun împreună să studiem civilizația greacă și anume componenta formarea poliselor și marea colonizare greacă. Vom lucra pe aceleași unități de competență, vom identifica arealul de trai a popoarelor antice, vom plasa evenimentele și procesele istorice într-un context cronologic și vom enumera cauzele evenimentelor din istoria antică. La această lecție vom învăța mai multe noțiuni, de aceea am nevoie de atenția voastră maximă și de capacitatea de a asimila aceste noțiuni ca ulterior să le puteți folosi în redarea temei noi. Care sunt aceste noțiuni? Polis, agoră, acropolă, colonie, colonizare, metropolă, democrație, hegemonie, oligarhie, ostracism și cetățeni. De această dată vă propun să apelăm la aceste noțiuni în contextul studierii temei noi. Deci eu nu vă voi explica la începutul lecției aceste noțiuni, vom aborda subiectul pe parcursul temei. Relieful predominant muntos, ca și legăturile dificile dintre regiuni, au împiedicat formarea unui stat unitar în Grecia, în schimb, au luat naștere orașele-state numite polis. Ce este un polis? Polisul, după cum am zis, este un oraș-stat care reprezintă o formă de organizare statală a Greciei antice. Fiecare polis conține orașul, pământul înconjurător și cetățeni. Terenul muntos al Greciei, cu micile lui câmpii și văi, a încurajat formarea a numeroase state mici. Polisurile iau naștere prin unirea mai multor așezări într-o comunitate mai mare. Așa se întâmplă, de exemplu, la Atena și la Sparta, cele mai de seamă orașe-state grecești. Fiecare polis are propriile legi și instituții diferite. Locuitorii polisului adoră zeitatea protectoare a orașului în templele înălțate pe colina sacră, a orașului Acropola. Acropola este o noțiune nouă pe care vreau să vă notați pentru a o reține. Deci, Acropola este colina înălțată, acolo unde de regulă se află templul orașului. Spre exemplu, Atena avea ca zeitate principală pe care o venerau, însă și zeița Atena. Cum a apărut un polis? Polisul, am zis că cuprinde două componente. Acropola, care am explicat ce este, și agora. Acropola este partea înaltă a orașului, aici se află templele, iar agora este piața cea mai mare, unde au loc activitățile comerciale. De asemenea, în agora se desfășoară întrunirile adunării poporului, în care cetățenii discută despre problemele statului. Terenul muntos al Greciei nu a permis niciodată ca Grecia în antichitate să devină un stat centralizat. De aceea, fiecare polis avea propria organizare, propriile legi și, respectiv, propria stratificare a societății. Un lucru însă este comun. În Grecia, nu toți locuitorii polisului erau cetățeni, adică se bucurau de drepturi politice, dreptul de a alege și de a fi ales în funcții de conducere. Fiecare polis
vă ziceam, că are propria zeitate pe care o venerează și căreia îi înalță un templu pe colina sacră Acropola. Cetatea Atena, se spune că atunci când a fost creat acest polis, pentru a deveni zeitatea acestuia au concurat Atena și Poseidon. Aceștia au vrut să devină patronii cetății. Pentru a-i convinge pe locuitori, fiecare a oferit câte un dar. Poseidon a creat un izvor cu apă sărată pentru a simboliza puterea mării. Atena a creat măslinul, care simboliza pacea și prosperitatea. Atenienii, sigur că, au acceptat măslinul și au botezat orașul cu numele acestei zeițe, zeița Atena. După cum ziceam, populația polisului are o structură foarte clară și în funcție de categoria căreia îi aparții, te bucuri de anumite drepturi sau ești lipsit de ele. Populația polisului se împarte în câteva categorii. Cetățenii sunt cei care se bucurau de drepturi și respectiv aveau posibilitatea să dețină și funcții. De asemenea, o proprietate pe care o dețineau cetățenii era dreptul economic, adică ei puteau să dețină pământuri. O altă categorie erau străinii, care erau oameni liberi, dar aceștia nu se bucurau de drepturi politice. Și cea de-a treia categorie sunt sclavii, datornicii sau prizonierii de război. În Grecia, oamenii liberi care nu achitau impozitele și deveneau datornici puteau fi transformați în sclavi. Dar majoritatea populației, totuși, în această categorie o constituiau prizonierii de război. Un rol important în procesul de evoluție a societății grecești îl are colonizarea greacă, marea colonizare greacă. Vă propun să privim împreună harta Greciei antice și puteți vedea acele puncte de culoare verde sau roșie, pătrate sau cercuri, care reprezintă locurile pe care le-au valorificat grecii în procesul marii colonizări grecești. Începând din secolul 8 înainte de Hristos și până în secolul 6, se desfășoară un amplu fenomen de plecare a grecilor din polisele lor. Acest proces duce la întemeierea, după modelul orașelor mamă, a noi așezări. Acestea sunt numite colonii. Deci coloniile sunt așezările create de greci pe alte teritorii decât cele ale propriei țări. Colonizarea este cauzată de creșterea populației, de resursele insuficiente, de conflictele interne, dar și de pericolul extern. Un rol important îl are dezvoltarea navigației și comerțului, care a permis grecilor nestingherit să părăsească țara și să găsească alte teritorii care le-ar fi pe plac. De regulă, grecii alegeau spații asemănătoare cu cele ale teritoriului din care proveneau. Deci, țara care crea colonii se numea metropolă, iar teritoriile create se numeau colonii. Corăbile grecești se îndreptau spre mai multe direcții de colonizare. Apusul Mării Mediterane, bazinul Mării Negre și țărmul Africii. Vedeți, este împânzit de puncte de culoare roșie și verde care reprezintă coloniile create de greci în cadrul Marii Colonizări Grecești. Coloniile erau create după modelul orașelor mamă. Corăbile grecești se îndreptau spre mai multe direcții de colonizare și, de regulă, cu acestea se mențineau relații comerciale și economice. Coloniile sunt întemeiate pe litoralurile mării pentru a se face mai ușor comerțul. Oamenii plecau din metropolă luând cu ei focul sacru
din vatra cetății, obiceiurile religioase și politice. De obicei, mai înainte consulta oracolul de la Apollo de la Delphi și acesta le sugera în care direcție să meargă. Era foarte important, era un ritual pe care grecii îl respectau și considerau că acesta le aduce noroc. Între colonii și metropole se stabilesc legături speciale. Anual, noile așezări trimit soli care aduc cinste cetății mamă. Se dezvoltă comerțul dintre metropolă și colonii. Astfel, metropola participă cu produse meșteșugărești, vin, ulei și măsline la diferite sărbători care se organizează. Coloniile oferă cereale și alte produse agricole, materii prime și sclavi. Localnicii și coloniștii se influențează reciproc. Colonia, de regulă, trebuia să se afle pe malul mării, să fie ușor de apărat și să aibă în jur pământ roditor udat de râuri. Pentru fondarea unei colonii era prezentat un proiect adunării care îl aproba sau nu îl aproba. Era de asemenea desemnat apoi un șef al expediției numit fondator, care de obicei era un aristocrat. Acesta trebuia să aleagă numele și locul acestei așezări. Erau niște tradiții pe care grecii le respectau cu strictețe și aceste tradiții aduceau beneficii tuturor, pentru că astfel era mai ușor de găsit locul potrivit. Procesul colonizării a avut un impact pozitiv în dezvoltarea Greciei. În cursul secolelor 6-8-6, grecii s-au instalat în regiunile cu pământ roditor și favorabil navigației. Coloniile au devenit centre comerciale și metalurgești, mențineau legăturile cu metropola prin intermediul sărbătorilor religioase și al schimbului de mărfuri. Grecii din colonii au exercitat o mare influență asupra populației locale. Care au fost consecințele colonizării? Se înviorează viața economică a poliselor grecești, în special a metropolelor, se înregistrează o creștere demografică pentru că existau condiții bune pentru creșterea numerică a populației, se soluționează o parte din problemele economice și sociale care au și generat marea colonizare greacă, comerțul maritim devine o ocupație importantă a grecilor și se răspândește religia și cultura greacă dincolo de hotarele peninsulei balcanice. Un fapt care a adus impact pozitiv pentru dezvoltarea și a Greciei continentale. Marea colonizare greacă, care s-a desfășurat între secolele 8 și 6 înainte de Hristos, a adus cu sine dezvoltarea poliselor, iar colonia creată de metropolă, creștea și aceasta. Grecii au colonizat țărmurile vestice ale Mării Mediterane și sudul Italiei, țărmurile Siciliei, Africii și țărmurile Mării Egeei și cele ale Mării Negre. Datorită marii colonizări grecești, și pe litoralul Mării Negre vor apărea polise cu care strămoșii noștri getodacii vor intra în contact direct. Revenind la noțiunile pe care le-ați văzut pe primele slide-uri, vreau să concretizez. Deci, agora este o piață publică. Colonia este termenul care explică locul creat de greci în afara metropolei sale. Un alt termen pe care o să-l folosim la lecțiile următoare este cel de democrație. Un termen pe care astăzi noi îl folosim ca un cuvânt de uz, ceea ce înseamnă demos, popor, iar kratos înseamnă putere, conducere. Altfel spus, democrația este puterea poporului. O altă noțiune pe care o veți folosi în cadrul orilor următoare, dar și care este utilă și în cadrul subiectului discutat astăzi, este hegemonie.
conducerea unui grup social de către altul. Deci cel care conduce se numește hegemon. Oligarhie este conducerea care se realizează printr-un număr redus de oameni și o altă noțiune, caracteristică grecilor, dar care a fost preluată și de alte civilizații, este ostracismul. Decizie de îndepărtare din cetatea unei persoane pentru o perioadă de 10 ani, pentru anumite încălcări, pentru anumite devieri de la lege, se aplica ostracizarea, adică expulzarea unei persoane din cetate. Dragi elevi, acestea au fost informațiile pe care am ținut să vă le prezint cu referire la polis și marea colonizare greacă. Sper că cele povestite, cele explicate au fost interesante și de asemenea vă îndemn să faceți cunoștință și cu alte informații pe care le puteți găsi în bibliografia de mai jos. Vreau să vă mulțumesc pentru atenție și să vă îndemn să studiați istoria Greciei Antice, care este extrem de interesantă și care are tangență cu istoria poporului nostru. Despre aceasta vom vorbi la lecțiile următoare. Vă mulțumesc pentru atenție!